Neața, bă, simpaticilor, care nu vă mai ajunge nimic. S-au terminat femeile? Bărbații, ce s-au terminat pe planetă? Ce vi s-au terminat, mă? De credeți că eu... Femeile alea care cer despăgubiri de miliarde. Nu? Mie despăgubiri îmi trebuie. Nu? N-ați auzit de educație. Câteodată educația nu e făcută frumos. Pe mine condamnările judiciare, penale, civile, cu părți civile nu mă interesează. Mie îmi plac banii mei. Iar eu când mă ridic, mă ridic pe banii mei. Și pe creierul meu. Dacă eu am fost capabilă să-mi dai un leu și să-l transform în alți lei, și cu el să mănânc și să mai mănânce și altcineva, nu vă privește cine mai mănâncă pe lângă mine. Nici măcar pe familia mea n-are de ce să o privească. Că eu împart cu ea, eu cum consider eu. Oamenilor care cu adevărat au nevoie, nu aia care nu sunt capabili, da? Poate că am creat niște chestii mici, nu vă interesează pe voi, că nu vă privește. Oricum sunteți niște jeguri penale ordinare, într-o țară plină de disperați, la care oamenii și femeile, alții, cer să fie futute, cer să fie, să fie orgasmate, cer să fie luate în considerare, stau frumos, le vezi etichetate, își mai pun și cururile prin cameră și vă nici măcar nu vedeți că asta cere prin media. Și nici măcar nu realizați că ele sunt la vânătoare de soți. Timp în care vă nici măcar nu știți care este vânătoarea mea, că pe mine niciodată nu m-a interesat vânătorile de genul ăsta. Credem, oamenii când e vreodată ceva, știu. La fel și ea, care știu că de ce fug de mine. Că și-a dat seama cine sunt. Fiți atenți la mine. În cazul în care vreodată în viața asta ajungi să fii parte vătămată într-o situație, să știi care sunt posibilitățile tale pe viitor. Că eu trebuie să vorbesc în cunoștința legii din 2023. În viitor nu știu ce o să se mai întâmple. Dacă pe străzile reale ți se întâmplă lucruri, sau la telefonul tău real, unde faci alte business-uri decât cele online, de videochatistă, da? Și l-ai pus acolo, e cu totul altceva. Fiți atenți la mine. În temeiul articolului 81 din noul cod de procedură penală, articolul 111C, procedură penală, înainte de a fi audiat, înainte de a fi audiată, i-am adus la cunoștințe persoanei vătămate, numele meu, CNP-ul meu, faptul că are următoarele drepturi și obligații. Probabil că o să vi se aducă și vouă, dar înainte să știți care sunt drepturile voastre și obligațiile. Dreptul de a fi asistată de avocat, iar în cazuri de asistență obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu. Dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de lege. Da? Eu inițial de-aia m-am dus să caut un mediator în polițiști și în SRI-ști și în DICOT. Mediatori am căutat. Că dacă vreau să vă iau banii, vi luam de mult. Nu făceam canal de YouTube. Să vă dau drept exemplu. Material didactic, de educativ. Să vină mie să-mi spună nu știu cine, dar ce, nu e suficientă doar Budeanca? Nu, și care e problema dacă mai sunt și eu? Budeanca nu știe, că nu lucrează în domeniul ăsta, sau lucrează și nu știu. Că eu vorbesc din experiență. Ea vorbește din poveștile care le zic ăia din fața camerei, una care stă cu un carnet și nu știe unde este telefonul ei și ce a înțeles ea la nivelul ei de înțelegere. Și un cameraman sau doi. Un regizor de platou, ce pula mea mai are ea acolo. Ciocu mic și joc de glezne. Că m-am săturat de voi și de țara voastră de rahat. De țară nu. De nenorociții care locuiți în ea. Că pe voi vă interesează mai mult stima și mândria pe care o au românii în țară. În timp ce voi vă căcați în mod
în timp ce vă abuzați proprii copii, în timp ce vă abuzați proprii oameni ai muncii, în timp ce vă abuzați între voi, că vreți neapărat de acum să ne alcătuim familie, că noi salvăm să fim familii, noi salvăm viitorul copiilor noștri. Bă, când faceți asta, să vă uitați în oglindă, că sunteți penibili. Următoarea. Dreptul de a propune administrarea de probe, de a ridica excepții și de a pune concluzii în condițiile prevăzute de lege. Dreptul de a fi încunoștințată cu privire la desfășurarea procedurii, dreptul de a formula plângere prealabilă, precum și dreptul de a constitui parte civilă. Iar în cazul în care nu dorește să participe la procesul penal, trebuie să înștiințeze despre aceasta organelor judiciare care, dacă apreciază necesară, va putea audia în calitate de martor. Obligația de a se prezenta la chemările organelor judiciare, obligația de a comunica orice schimbare de adresă. Cu privire la drepturile și obligațiile care au fost aduse la cunoștință, persoana vătămată, adică eu, sau dacă sunteți voi, arată faptul că a luat o cunoștință, înțelege și are sau nu are obiecțiuni de făcut. Despre ce am ales eu să fac în calitate de parte vătămată, e problema mea proprie și personală. Despre ce faceți, ce alegeți voi să faceți în calitate de persoană vătămată, este iarăși problema voastră. Eu am ales. Dacă nu vă vine acasă o hârtie prin care sunteți audați la tribunal, în momentul în care nu vă bate nimeni la ușă încă, noc, 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 să vă ia chestii din casă de pe acolo și să vă le ia la audieri, alegerea a fost să-mi văd de viața mea. Iar voi trebuie să respectați ce a stabilit mediatorul. Nu mă cunoaște. Ceea ce spun în fiecare zi, în toate astea. Eu, în proces, la tribunal nu merg. Dar dintre mine și voi, unul omerlește. În cazul în care mai trimiteți vreun mesaj, mai constituiți vreun act, vreo organizare de genul ăsta în care să faceți ceva, mai intrați pe social media sau prin alte părți și încercați să obțineți o întâlnire, o plată abuzivă a unor servicii inexistente, o forțare a ridicării limitelor pe care le am eu în videochat, o încercare de socializare cu persoana mea, este singurul lucru pe care poate să-ți zică mediatorul. Deci dacă eu v-am spus că în momentul în care știți că mi-ați greșit, nu ați înțeles că n-am ajuns să depun o plângere la poliție, ca să vă spună mediatorul ceea ce vă zic eu acum, înseamnă ceva. Dacă continuați, credeți-mă că și mediatorul o să vă spună același lucru. Și că singurul lucru pe care poate aș putea să-l vreau în justiție vreodată este un ordin de interdicție. Să-mi vorbiți, pentru că voi nu sunteți capabili să procesați. Interdicție pe care în alte tribunale, în alte locuri, a fost luată de către alții. Vreți și voi, în România, cu limba voastră pe care vă vorbesc acum, în pizda mamilor voastre unde sunteți, vreți și voi ordin de restricție? Pentru că se poate obține ordinul de restricție. Ordinul de restricție de a mai comunica în social media, în oricare loc al meu de social media, ordin de restricție de a încerca să te apropii pe străzile reale să vorbești cu mine. Vreți să facem asta? Pentru că eu pot obține un avocat din oficiu, pentru că sunt parte vătămată. Spune dacă ai timp, dacă voi aveți timp să faceți asta, pentru că voi vreți neapărat
să comunicați cu mine? Pentru că voi vreți neapărat să mă ajutați? Fără ca eu să vă cerut ajutorul? Și tot așa mai departe. Fără ca eu să vi fi cerut vreodată ceva. Fără ca să am nevoie să știu eu despre pornografia voastră, că trebuie să fac pornografie și femeia trebuie să învățați să fac pornografie. Că nu face bine. Dacă tot face, măcar să facă tot, ca să facă bani. Că de asta stă în videochat, ca să facă bani. Nu? Nu, eu vreau banii mei. Nu banii cum îl fac altele. Dobitoacelor. Paralipipedilor ce sunteți. Că nu face nimeni nimic, niciun ajutor, nimic. Bă, dați ajutorul la modelele care au nevoie. Comunicați cu modelele care vă cer ajutorul. Comunicați cu femeile care vă cer ajutorul. Bă, fiți atenți și receptivi la femeile care se așează lângă voi. Nu mai alergați prin oraș tot felul de femei. Pentru că este abuz emoțional. Și eu sunt parte vătămată. Și eu pot obține o astfel de restricție. Știți? Vă fac un video și în engleză? Cum arată o hotărâre judecătorească? Ca să nu ne mai distrăm. Că nu e funny deloc. Nu eu o să fiu aia care sunt proastă să știu să vă luați singur. Vă luați singur voi, nu eu. Că pe mine banii voștri nu mă interesează de la un astfel de abuzator idiot și vreau să salvez, vreau să salvez, dar vreau să învăț, dar cum să nu, dar cum să nu, dar eu vreau să, eu sunt mare terapeută, eu sunt mare nu știu ce, bă, ți-a cerut femeia aia ceva? Că dacă eu am avut nevoie de terapie, m-am dus la oameni care fac terapie, nu la niște rapandule. Ce sunt eu, salvatoarea voastră, a banilor, ce sunt? Sponsoră, ce sunt? Mama Omida și nu știu ce sunt. Sugar mama, ce sunt? Stepmother! Ce se întâmplă? Aveți probleme psihice majore? Rezolvați-vă! Și alea probleme psihice și alea sexologii de, legate de sex. Dacă ați rămas acolo undeva într-o fantezie. Nu e treaba mea. Nu e nici treaba altui model. Să ți le rezolve. Eu nu este suficient. Nu, dacă vii la alte, în alte locuri, crezi că răspunsul este diferit. Răspunsul este același în care eu încerc să ți-l reformulez la nivelul tău de înțelegere. Refuzul poate fi în foarte multe forme să fie explicat. Nu e vina mea că n-aveți creier. Refuzul este și când stai pe scaun și nu vrei să faci nimic. Și ăla scrie și el continui și tu ești prost și stai și îți consumi banii. E refuz.